Nepsis și ATORG, asociațiile tinerilor ortodoxi din Europa Occidentală, sunt prezente în an centenar la Mănăstirea Pudna. Anul acesta a fost marcat de numeroase activități pentru cele două asociații. Setea de cunoaștere, și nu sunt cuvinte mari, a rădăcinilor noastre spirituale și culturale s-a materializat printr-o serie de pelerinaje efectuate în țară. În special, îi mulțumim bunului Dumnezeu pentru că am reușit să participăm la slujba de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului pe 25 noiembrie la București, dar și de 1 decembrie la Alba Iulia, unde am sărbătorit cei 100 de ani de la Marea Unire. Nepsi și ATORG, adevărate reprezentante ale ortodoxiei române pe meleaguri de parte de țară, au sosit în prag de an nou și la Mănăstirea Pudna. Este un prilej minunat pentru a lega noi prietenii și pentru a crea amintiri vii în conștiința noastră. Dorim să-i cunoaștem pe tinerii din ASCOR, să împărtășim din experiențele noastre și să creăm legături durabile între noi. Fie ca noul an în care intrăm împreună aici, la Mănăstirea Pudna, să ne găsească mai buni. Fie ca noul an să ne găsească mai uniți. Puterea stă în unitate, iar dezbinarea este împotriva învățăturilor Domnului nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. 2018 încă nu s-a încheiat. Doamne ajută și la mulți ani în România!